Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Adi Dobre vă spune bun găsit de aici, de la Sala Sporturilor Radu Voina din Sighișoara. Nu vom avea un meci de handbal, deși această sală micuță, cochetă, frumoasă, poartă numele unui fost mare, mare, uriaș handbalist, Radu Voina, vom avea Supercupa României la futsal, o confruntare care deschide practic noul sezon de futsal în România. O confruntare de 5 stele, am putea spune, între campioana și deținătoarea Cupei României, Informatica Timișoara, la un event de senzație sezonul trecut, și CS United Galați, vicecampioana României în ultimele două sezoane. Atmosferă de mare meci, gazdele de la Sighișoara s-au pregătit exemplar pentru această partidă, un spectacol inedit aici la Sighișoara, deși publicul sighișorean știe futsal, pentru că aici există de câțiva ani o formație, ProTineret Sighișoara, în care se investește foarte mult suflet și e o formație cu care iubitorii futsalului sunt obișnuiți. Așadar, United Galați, Informatica Timișoara, practic reeditarea finalei din sezonul trecut, o finală adjudecată de Bănățeni cu 3-0 la general. Va fi un meci foarte interesant pentru că au fost foarte multe schimbări în această vară, o vară destul de lungă pentru futsalul din România, pentru Informatica Timișoara. Echipă pregătită de Robert Lupu, această supercupă este practic repetiția generală înaintea debutului în UEFA Champions League, așa cum este denumită UEFA Futsal Cup din acest sezon, Liga Campionilor la futsal, cea mai importantă competiție intercluburi din lume. În roșu formația gălățeană, vicecampionul României, așadar vor avea lovitura de începere aici la Sighișoara, de cealaltă parte în violet Timișoara cu Savio, marea surpriză a Timișoarei, este cel mai bun transfer, chiar glumeau oficialii Bănățeni înainte acestei partide. Savio a fost în discuții cu echipe mari din Rusia, din Azerbaijan, din Kazahstan, însă a preferat să rămână aici la Timișoara, unde a învățat până la urmă futsal și unde s-a lansat în futsalul mare. A început așadar Supercupa României, ediția 2018, sau Supercupa de la Sighișoara, cu lovitură de începere ce aparține formației United Galați, spuneam, în roșu echipat această echipă cu Ionuț Păduraru în prima linie, numărul 1, portar așadar, jucători în câmp, Andrei Crăciun cu numărul 10, Rafael de Souza, numărul 22, Kailon Borges cu numărul 11 și Nunio Coco cu numărul 6. De cealaltă parte, Vlad Iancu, veteranul Vlad Iancu în poarta Timișoare, Andrei Mogoira cu numărul 10, Savio Valadares cu numărul 11, Denis Ovsianikov, unul dintre jucătorii veniți în această vară, alături de numărul 14, Dmitri Bondar, doi jucători de naționala Ucrainei, doi jucători cu mare, mare experiență pe care, iată, Robert Lupu pariază în acest sezon, pentru că Informatica Timișoara a pierdut trei nume grele în această vară, dar vom avea timp să vorbim despre toate acestea. Iată pe Savio, jucător care a primit anul trecut cetățenia română, evoluează pentru Naționala României și, așa cum spun specialiștii, se pare că este într-adevăr cel mai bun jucător din futsal românesc în acest moment. Atacă Timișoara prin Savio, însă Ionuț Păturaru iese și prin această minge, un portar tânăr, un portar de moral, foarte importante aceste prime, să spunem, intervenții ale lui Ionuț Păturaru, în primul rând pentru că lipsește portarul titular al formației gălățene. O problemă în prima săptămână de antrenament în acest sezon. Să vedem această intercepție a numărului 14. Dmitri Bondar se descurcă bine, gălățenii care încearcă să iasă din propria jumătate. Savio recuperează foarte bine. Pasă pentru Ovsianikov și acum un șut de la distanță. De fapt, un șut centrare, să spunem, o combinație între cei doi jucători din Naționala Ucrainei, Bondar și Ovsianikov. Spune că suntem jucători din Naționala Ucrainei. I-au încheiat conturile cu această națională, însă experiența lor este una extraordinară. Robert Lupu îi cunoaște de pe vremea când România juca împotriva Ucrainei. Iată o lovitură de colț, o primă lovitură de colț la poarta lui Ionuț Păduraru. A fost șutul de la distanță expediat de Dmitri Bondar. Atacă echipa gălățeană, a fost la minge Rafael de Souza. Iată-l pe Andrei Crăciun, unul dintre jucătorii vechi ai gălățenilor, din nou de Souza. Combină frumos gălățenii pregătiți din această vară de Florin Ignat, un șut al lui Kailon Borges și el unul dintre jucătorii cunoscuți din Liga 1. Florin Ignat, gălățean de origine, s-a reîntors în orașul său natal, iată un șut de la distanță expediat de Rafael de Souza.
Florin Ignat, fostul mare internațional, component al generației de aur a futsalului românesc, alături de Robert Lupu sau de Cosmin German, care se află și el în tribune la această partidă. Cosmin German este antrenorul echipei Imperial Vedmir Cureaciuc. A ținut să fie prezentă la această supercupă, în timp ce echipa Imperial Vedmir Cureaciuc este prezentă la Budapesta, la un turneu de sală, acolo unde s-a calificat în semifinalele competiției. Un șut din nou al lui Rafael de Souza, început bun pentru formația pregătită de Florin Ignat. Va fi lovitură de la colț, Calon Borges de pe partea stângă în direcția de atac a formației gălățene. De Souza a pus presiune, acolo foarte bine Andrei Mogoira, Ionuț Pădurarul. Fost un dribling al numărului 11, Calon Borges, a blocat însă foarte bine acolo Andrei Mogoira, de pune din margine pentru formația bănățeană. Partida din această seară de aici, de la Sighișoara, este arbitrată de Gabriel German, veteranul arbitrilor din România, aflat la ultima supercupă din carieră, ultimul meci cu trofeu pe masă, arbitrat de German, o angajare foarte, foarte bună acolo pentru Denis Ovsianikov. A apărat însă Ionuț Pădurarul și cei de la CS United de Galați au ieșit cu bine din această fază. Rămân însă în posesie cei de la Informatica Timișoara cu numărul 10, Andrei Mogoira, Deco. El este capitanul din acest sezon al formației bănățene. Miloș Simic, sârbul care a jucat în ultimii 2 ani la Timișoara, a părăsit echipa, la fel și Ștefan Rakic, la fel și Felipe Oliveira, cel care a primit ca și Savi anul trecut cetățenia română și joacă pentru naționala noastră. Din nou o minge scoasă undeva în lateral dreapta, dar nu pentru șut, ci pentru o combinație eșuată, rămânând în posesie bănățenii. Savio pasă pentru Vlad Iancu, veteranul celor de Timișoara, trebuie să se grăbească. Minge lungă, iese foarte bine și respinge, nu foarte, foarte inspirat, portarul Ionuț Pădurarul. Un șut în blocaj al lui Denis Ovsianikov. Savio, foarte, foarte tehnic, de departe cel mai periculos jucător al Timișoarei. Savio din nou își creează culoar, Savio, și scoate, fantastic, Ionuț Pădurarul, ocazie uriașă pentru Timișoara. Wellington da Silva, vorbeam mai devreme despre portarul celor de la CS United de Galați, s-a accidentat, va fi indisponibil o lună, o lună și jumătate din cauza unei operații la menisc. Am văzut acea repunere a lui Andrei Mogoir. Acum este corner, șut puternic, departe însă de Buturi. Un șut expediat de numărul 4, Pedro da Silva. Iată, deja se fac modificări în formația bănățeană. Pe banca de rezerve, Roberto Voin, Teodor Lungu, Darius Nastai, Robert Lupu, Daniel Araujo, Valentin Ilaș, Mini Stoica și el noutate, jucătorul venit de la Deva, Pedro da Silva și Liviu Xandari, adus de la Politehnica aia și în această vară. Au pierdut trei jucători importanți, am amintit mai devreme, Felipe Oliveira, Rakic și Simic, însă iată-i pe cei de la Timișoara, aducând alți trei jucători cu experiență, plus Liviu Xandari, vorbeam de Mimi Stoica, de Ovsianikov și de Bondar. Omogenitatea este punctul forte al echipei gălățene, asta este indiscutabil, o formație cu doar două modificări în această vară. Iată pe capitanul bănățenilor, Andrei Mogoira, Deco, Deco e aici în stânga, primește în acest moment de la da Silva. Ovsianikov, din nou da Silva și iarăși Deco. O minge trimisă pentru Ovsianikov, iese, spuneam, Pădurarul, a prins curaj, a avut câteva intervenții foarte bune. Ionuț Pădurarul, portarul Galațiului, își continuă evoluția bună în acest debut de partidă. Repun din margine bănățenii. Deco, minge scoasă la Ovsianikov. Combinație frumoasă din nou, Deco a primit la Savio. Savio, Savio, Ovsianikov, Savio. Mingea este blocată însă de jucătorii gălățeni. Cojoc a intrat și pe teren, este capitanul și de curând antrenorul secund al formației gălățene. Florin Ignat l-a solicitat, este cel mai vechi jucător de la United Galați, încă de la începutul acestei echipe. Fratele său a jucat la Oțelul Galați, fotbal mare, campion la României cu Oțelul Galați. Mai bine de 4 minute și jumătate au trecut din această primă repriză.
se joacă pe o suprafață, să spunem, mai degrabă propice handbalului decât futsalului. Jocul este un pic mai lent din acest punct de vedere, nu este parchet, o suprafață moale. Cele două formații însă își văd de joc în continuare. Savio a încercat o pasă pentru Daniel Araujo, intra și el pe teren, jucătorul cu numărul 9. Intervenția lui Gabriel German, el este ajutat de Ovidiu Curta din Târgu Mureș. Al treilea oficial este Romulus Pop, tot din Târgu Mureș, oficial observator pentru această supercupă de aici de la Sighișoara, Radu Petre și Gal Gheozo din București, respectiv Odorheiu Secuiesc. Și apropo de Odorheiu Secuiesc, Zoltan Iacab, fostul selecționer și antrenor acum al celor de la Futsal Club Odorheiu Secuiesc, se află în tribune, de altfel foarte, foarte mulți oameni de futsal. Doru Popa, președintele celor de la Autobergamo Deva, locul 3 anul trecut în Liga 1, a venit la această finală. Am amintit ceva mai devreme de Cosmin German, antrenorul de la Imperial Vedmir Cureaciu. Savio acum încearcă o trecere, s-a cerut hands, dar cred că au dreptate cei doi arbitri. A fost intervenția numărului 4, Constantin Burdujel. Încă n-au intrat în joc, ba da, acum îl văd și pe Adrian Lașcu. Cei doi jucători din Republica Moldova, iată-l pe Lașcu, unul dintre cei mai buni oameni ai gălățienilor în ultimii ani. Combină frumos, cesionat în Galați, o pasă, iată, până la propriul portar, Ionuț Păduraru. Acesta este Adrian Lașcu. Și de la distanță, spuneam, în ultima finală de campionat, Timișoara s-a impus cu scorul general de 3-0. Acum un an însă, United Galați și-a vândut foarte, foarte scump pielea. A fost un duel cu Deva, cu Autobergamo Deva, dus de gălățeni până în meciul decisiv pe care l-au transferat, să spunem, pe malurile Dunării. Deva, cu foarte multă experiență, s-a impus și a judecat un nou titlu de campioană. Deva, care în acest an a terminat pe locul 3, a câștigat finala mică împotriva celor de la Odorheiu Secuiesc. Cosmin German a fost pe banca celor de la Deva la acea finală mică. Ne pun din margine jucătorii pregătiți de Lupu. Iată și pe Mimi Stoica, și el component al generației de aur a futsalului românesc. Combină frumos bănețenii, trecuse bine acolo Daniel Araujo, a fost blocat însă excelent de Constantin Burdujel. Bondar șutează de la distanță. Astfel de șuturi se pretează excelent, pentru că orice deviere poate fi fatală portarului advers. L-am văzut pe Kylon Borges protejându-se foarte bine la acest șut puternic al lui Dimitri Bondar. Și iată o reluare extrem de frumoasă, scoate veteranul Vlad Iancu. Excepțională angajarea acolo a lui Andrei Crăciun, decarul gălățenilor. Meciul este spectaculos, meciul este echilibrat. Daniel Araujo, niciun fault până în acest minut. Și au trecut 7 minute fără 10 secunde din această supercupă de la Sighișoara. În posesie formația gălățeană. Este blocat Kylon Borges, se negociază, însă este extrem de sigur pe Ovidiu Curta, arbitrul numărul 2 al acestei supercupe. Mare rivalitate în ultimul sezon între CS United Galați și Informatica Timișoara. Combinație frumoasă, un călcâi interesant aici. N-a ieșit combinația gălățenilor, urmează contraatacul și ratare uriașă semnată de Dmitri Bondar. Este capitolul la care Timișoara poate suferă în această linie, cu doi jucători ce abia au venit. Mă refer aici la Bondar și la Ovsianikov, însă cu siguranță Robert Trupu va încerca să caute soluții pentru a-i integra pe cei doi. Chiar în timpul acestei partide din nou este o minge care îl vizează pe Andrei Crăciun, pierde în duelul său cu Dmitri Bondar. Savio. Iată acum un șut al capitanului Timișoarei, Mimi Stoica. Reia într-un adversar, Coco a fost acolo, Mimi Stoica, se lasă avantaj, Bondar.
Deco. Bondar. Șutează în blocaj. Recuperează Savio. Din nou Deco. Sunt momentele Timișoarei. Mimi Stoica. Întâmpinat acolo de Kailon Borges. A venit Deco. Recuperează Andrei Crăciun, care încearcă să plece pe contraatac. Blocat excelent de Savio și este minge pentru Timișoara. A revenit în teren Denis Ovsianikov, al doilea jucător ucrainean. Cei doi sunt pe teren, Bondar. O, ce combinație frumoasă! O minge care l-a găsit excelent acolo pe Daniel Araujo. Însă, spuneam, Ionuț Păduraru și-a intrat în mână și este imbatabil în această primă parte a acestei supercupe de la Sighișoara. Din nou probleme, prinde Păduraru, deși a avut câțiva jucători în fața sa, șutul ia aparținut lui Denis Ovsianikov. Au încercat gălățenii să plece pe contraatac, într-adevăr un foul, al doilea, pentru că l-am văzut pe Gabriel German, centralul acestei confruntări, după ce s-a încheiat avantajul lăsat de cei doi, sancționând un foul petrecut tot la jumătatea terenului, un foul comis de gălățeni, două faulturi în acest moment. Deco. Deco, Ovsianikov, din nou combinație cu Daniel Araujo, o repune din margine jucătorii gălățeni. Am pomenit ceva mai devreme despre faptul că Informatica Timișoara va juca în premieră în UEFA Champions League. Timișoara va fi gazda grupei H. În 30 august Informatica Timișoara va juca cu Osmalispor la Sala Constantin Jude din Timișoara, fieful Informaticii. Urmează a doua zi, pe 31 august, meciul dintre Osmalispor și Lynx. Trebuie să spunem că este o grupă din doar 3 echipe, această grupă H, Lynx, Osmalispor și Informatica Timișoara. Lynx este, este campioana Gibraltarului. Nu se dă nimic la această intervenție asupra lui Cireș. Cireș, internațional al gălățenilor. Un pivot de mare perspectivă, un fizic impresionant și din nou intrare tare și din nou fault, al treilea fault comis de gălățeni. Da, spuneam, în 30 august Timișoara va juca cu Osmalispor, bănățenii vor avea o pauză în 31 august și în 1 septembrie Lynx, Informatica Timișoara. Practic, finala acestei grupe este în prima partidă în confruntare de campioana României și campioana Turciei. Cireș ține de minge, este atacat acolo de Ovsianikov, cu numărul 4 în teren Constantin Burdujel. Lașcu, linia moldovenilor, un șut acum, a încercat Burdujel să devieze șutul expediat de Viorel Cojoc, capitanul și, repet, antrenorul secund al gălățenilor. Daniel Araujo lobează mingea, superb, peste Ionuț Păduraru. Din păcate pentru bănățeni, mingea s-a dus peste poartă. O fază mult gustată de public. Spuneam, aici la Sighișoara, oamenii știu ce înseamnă futsalul, pentru că există aici o echipă, Pro Tineret Sighișoara, cu un centru bun, cu o echipă de junior foarte bună. Cu joc, o linie masivă, cu excepția lui Lascu, Burdujel, Cojoc, Cireș. O, greșește aici Burdujel, faultează. Va fi cât și un cartonaș galben, primul acestei partide. Un cartonaș galben asumat după o greșeală făcută de Burdujel. Acesta revine, îl faultează pe Denis Ovsianikov și iată patru faulturi în 3 minute doar. E poate și un semn de oboseală, poate și un semn că presiunea Informaticii este din ce în ce mai mare. Încearcă, iată Florin Ignat, îl vedem la marginea terenului încercând să îi scoată echipa din preajma careului propriu, să se apere cât mai avansat. Asta le cere Florin Ignat jucătorilor săi. Mărturisea în această săptămână pentru site-ul Federației Române de Fotbal, Florin Ignat, că suntem pe drumul cel bun. E adevărat, mai avem mult de muncă, dar suntem pe drumul cel bun. Florin Ignat, spuneam, a lăsat Deva, a renunțat la cariera de antrenor, de jucător în această vară și este doar antrenor. De cealaltă parte, Robert Lupu este trecut pe foaie, are numărul 7,
Să uităm, Lupu este și selecționerul României. Va intra și el probabil, dacă va fi nevoie. Iată-l pe Cojoc. A încercat o pasă pentru Cireș, mingea s-a dus exact în picioarele lui Deco. Încearcă Savio, o recuperare a gălățenilor. Și o minge trimisă de Deco în tavanul sălii sporturilor Radu Voinea din Sighișoara. Va fi repune din margine pentru gălățeni. Încă 9 minute și 57 de secunde, practic am intrat în a doua jumătate aceste prime reprize de Supercupa României de la Sighișoara. Meciul care deschide sezonul în Liga 1 la futsal, sezonul în futsal românesc, nu neapărat în Liga 1. Iată-l pe Lașcu încercând o trecere pe lângă Savio. Savio recuperează însă perfect. Savio intră într-un adversar, pasează mai departe, ocazie mare pentru Bănățeni. A fost șutul puternic al lui Valentin Ilaș. Intervine și portarul gălățenului, intervine și arbitrul Gabriel German. Posesie pentru CS United Galați. Cojoc pentru Burdujel. Jucătorii gălățeni s-au plimbat în această dimineață în cetatea Sighișoarei, un loc absolut fabulos, unde în aceste zile se desfășoară și un festival interetnic cu spectacole oferite de minoritățile naționale din România, foarte mulți turiști. Nu există locuri de cazare în acest moment în Sighișoara. Spuneam, un spectacol total. Iată, futsalul românesc participă la aceste zile de sărbătoare aici la Sighișoara. O pasă înapoi la Vlad Iancu. Mimi Stoica este vizat de această minge. Lașcu recuperează. A fost o intervenție tare și din nou Pădurarul, două intervenții fabuloase. Se grăbește însă și pierd posesia gălățenii. A fost o contră la care a fost supus Octavian Cireș. A căzut în preajma proprii bănci de rezerve. N-a căzut deloc bine, a căzut pe umăr. L-am văzut. Iată-l pe Cireș, greșește Savio și tot Cireș îl blochează pe brazilianul din Naționala României. Iese Cireș lovit la umărul stâng. Andrei Crăciun i-a luat locul în această linie, din care mai fac parte Cailon Borges, Burdujel și Lașcu. Încearcă o schemă excelent Savio pentru șutul defectos însă lui Pedro da Silva. Zilele trecute au fost trase la sorți și meciurile din noul sezon al Ligii 1 la futsal. În prima etapă, Bucovina Vicov va întâlni Informatica Timișoara. Deva Autobergamo va juca în compania echipei Clujana Clușa, care a revenit după un an de exil în Liga Secundă, iată în Liga 1. Odorheiu Secuiesc va juca cu Politehnica Iași. Uniată de Galați Imperial, vede ce meci va fi la Galați în prima etapă. Luceafărul Buzău, Dunărea Călăraș. Aceasta este prima etapă din Liga 1, noul sezon 2018-2019. Atenție, Ovsianikov a angajat acolo de Mimi Stoica. A pierdut însă mingea. Pun presiune Bănățenii, obligați, iată, să joace cu minge lungă. Cei de la United Galați greșesc. În posesie United Galați. O formație care nu a câștigat niciun trofeu important în peste un deceniu de activitate, prezentă însă mereu în fazele superioare ale Ligii 1, spuneam, două finale de campionat jucate, Cupa României disputată acum 2 ani la Deva în fața celor de la Autobergamo și o fază absolut fabuloasă, de departe cea mai frumoasă fază acestei partide, cu pasa lui Nunio Coco pentru Andrei Crăciun. O preluare din semifoarfecă a decarului gălățean pe lângă poarta lui Vlad Iancu, care are mare șansă la această ocazie. O excelentă intervenție a lui Lașcu în fața lui Ovsianikov. Ucraineanul ar fi scăpat singur spre poarta lui Ionuț Păduraru. Spuneam, fără trofee câștigate Galațiul, însă a fost una dintre cele mai serioase echipe din futsalul românesc în ultimul deceniu. A contribuit la spectacolul futsalului românesc alături de Deva, alături de City Târgu Mureș, cea care ușor, ușor își revine sub o nouă denumire, CSM Târgu Mureș, din această vară în Liga Secundă, cu
Lucian Nicușan, fostul secund al lui Germa la Sitia Târgu Mureș, antrenor principal, iată-l pe Andrei Crăciun, este o contra, unul contra unul, de aceea nu se fluieră nimic, atenție, Lașcu, driblează, este agățat de Denis Ovsianikov, e adevărat că și Lașcu a forțat. Și un timeout, un prim timeout în această primă repriză, o primă repriză disputată într-un ritm foarte bun. Se vede însă că cele două formații nu au jucat foarte mult în ultima perioadă, spre deosebire însă de United Galați, care a găzduit cupa Dunării Nicolae Rainea acum două săptămâni la ea acasă, a și câștigat acea competiție. Informate că Timișoara este la primul meci, nu au avut bănățenii nici măcar un meci de verificare, spuneau au plecat trei jucători plus Savio al patrulea, s-a discutat foarte mult despre plecarea lui Savio, până la urmă au rămas doar trei, Rakic, Simic și Felipe Oliveira, au venit trei jucători. A fost o perioadă destul de grea pentru Timișoara, care, iată, astăzi rândurile și se pregătește pentru un nou sezon. Gabi Lungu, președintele celor de la Informatica Timișoara, spune înainte acestei partide că Informatica încearcă să repete ceea ce a făcut anul trecut, un an fabulos început la Lugoș cu o supercupă cucerită în fața celor de la Auto Bergamo Deva, apoi un final de sezon extraordinar cu Cupa României de la Miercurea Ciuc și titlul în Liga 1. Va fi lovitură liberă pentru formația gălățeană. Moment important. Cel mai probabil vom asista la un șut în forța lui Adrian Lașcu. Lângă mingea este și Nunio Vieira. Coco, iată-l pe veteranul Vlad Iancu, organizându-și defensiva, își pune un om în dreapta, un om în stânga. Șut puternic, scoate Iancu, a fost șutul lui Coco. Foarte, foarte bine organizată defensiva bănățenilor. Un dialog acum între Ovidiu Curta și Savio. Savio i-a reproșat faptul că Ovidiu Curta a fluierat înainte ca Vlad Iancu să se poziționeze pentru executarea loviturii libere de către gălățeni. Savio, un tip extrem de simpatic, un jucător excepțional. Le pun din margine gălățenii. Nunio Coco, Borges, o minge care îl căuta pe Andrei Crăciun, intervenție foarte bună a capitanului Deco. 7 minute și 9 secunde au mai rămas din această primă repriză din Supercupa de la Sighișoara. Burdujel așteaptă o minge de la Lașcu. Lașcu pentru Cailon Borges, din nou Lașcu. Iată pressingul timișorenilor. Lașcu, Lașcu, talonat acolo de Ovsianikov, a încercat o pasă, recuperează bănățenii Savio. Din prima greșește însă Deco, pasa pentru Ovsianikov. Pe Liviu Sandari nu l-am văzut deloc până acum. Lașcu, Lașcu sub presiune, Calon Borges blocat de Ovsianikov, repun gălățenii, să rămână în pressing bănățenii. Calon, Calon Borges a primit de la Nunio Vieira Coco, din nou Borges. Un fault comis de Savio, este al doilea fault comis de formația pregătită de Robert Trupu. Am luat această hotărâre cu inima de a continua la Informatica, spunea Savio. Iată pe Ovsianikov, tamponat, se lasă avantaj. Nu, nu s-a fluierat nimic. A fost un tampon acolo aplicat de Rafael de Souza, numărul 20 din echipa Informatica Timișoara. Este vorba despre Denis Ovsianikov. Vorbeam mai devreme despre declarația lui Savio. Am luat această hotărâre cu inima. Cei de la Timișoara s-au bucurat foarte tare. Florin Chirizescu, directorul sportiv al Informaticii, spunea: Savio este copilul nostru, l-am crescut, ne bucură enorm faptul că a rămas, că a ales să continue cu Informatica. Savio, care, repet, a avut oferte din Rusia, din Kazahstan, din Azerbaijan, însă iată-l în continuare în tricoul campioanei României și cu siguranță îl vom vedea în continuare în tricoul naționalei României.
Au fost mișcări de trupe în această vară. Vom vorbi în repriza secundă, atunci când jocul ne va permite, despre acestea, despre ceea ce se întâmplă la Mircurea Ciuc, ceea ce se întâmplă la Deva. Pentru că au fost mișcări de trupe. Avem clar un careu de aș în Liga 1. Două dintre formațiile acestui careu de aș se află acum la treabă aici, la Sighișoara. Celelalte două sunt cu siguranță Auto Bergamo Deva și Imperiat Vechi Miercurea Ciuc, acolo unde, să spunem, ambițiile patronului, președintelui Walter Gorbe. Iată ce ocazie și asistăm la primul gol al acestei partide. Savio pasă decisivă pentru Daniel Araujo și combinația duce la deschiderea scorului 1-0 pentru Informatica în această supercupă de aici, de la Sighișoara, cu 5 minute și 54 de secunde înainte de pauză. Excepțională combinația bănățenilor. Am notat și noi acest gol marcat de Daniel Araujo, ce lovitură liberă gălățenii, să vedem replica, cu siguranță nu va târzia să vină un șut din nou de la distanță. Are ceva probleme Vladiancu, cere mingea Savio, care iată se demarcă de pe stânga pe dreapta, greu de deposedat, o intrare tare și un cartonaș galben pe care îl vede Rafael de Souza, al doilea galben primit de gălățenii în această primă repriză și iată al cincilea fault comis de jucătorii lui Florin Ignat. Sunt momente în care doar astfel pot fi opriți bănățenii. Va fi lovitură liberă pentru Informatica. 1-0, reamintesc, cu 5 minute și jumătate înainte de pauză pentru deținătoarea Cupei României, a Supercupei României și a titlului de campion al României. Timeout solicitat de formația Informatica Timișoara. Revedem această reușită a lui Daniel Araujo, superbă combinație, matematică pură, cum spun specialiștii din futsal. Avem, o spun din nou, un meci frumos aici la Sighișoara, chiar dacă suntem la început de sezon. Supercupa e doar un meci, o asemenea confruntare o pregătește altfel, nu e ca în campionat unde și un egal contează, aici egalul nu își are locul, tocmai de aceea cred că Supercupa va fi decisă de atitudinea jucătorilor. Trebuie să abordezi Supercupa la victorie, o astfel de atitudine trebuie să aibă un jucător care evoluează cu un trofeu pe masă. Pentru noi Supercupa e importantă, de ce să nu începe sezonul cu dreptul? Orice trofeu ne interesează, orice trofeu este important. Sunt declarațiile lui Robert Lupu, antrenorul echipei Informatica Timișoara. Se va relua această partidă, lovitură liberă, Savio pasă pentru autorul golului, Daniel Araujo, care intră în unghi foarte bine, iese din poartă Ionuț Păduraru, obligat de regulament să repună. Nu s-au demarcat cu echipierii săi, l-am văzut pe Ionuț Păduraru, obligat să arunce în afara terenului de joc. Va repune jucătorul cu numărul 10, Andrei Moguira, pentru Informatica Timișoara. Celor mai puțin familiarizați cu futsalul, trebuie să le spunem că există trageri de timp la futsal, se joacă timp efectiv. Excelent această intervenție, îl vedem pe tot terenul pe Daniel Araujo. El a fost omul care l-a blocat pe Andrei Crăciun, repând din margine gălățenii. Railon Borges, Rafael de Souza, în înțelegere cu Andrei Crăciun și este minge pentru Timișoara. Mimi Stoica intrat în joc, iată-l în acest moment la minge. O minge a lui Bondar pentru Savio. A recuperat excelent acolo Andrei Mogoira Deco, cel care poartă banderola de capitan de echipă la Timișoara. Foarte bună, oportună intervenția lui Rafael de Souza. Mingea ar fi ajuns la Savio.
Repun cei de la Informatica prin Deco. Savio blocat, mingea rămâne să la Mimi Stoica, Bondar șutează, Pădurarul prinde doi timpi. Calon Borges, Andrei Crăciun cu spate la poartă, pare în bună dispoziție de joc de Carul, celor de la United Galați. Greșește Borges, Mimi Stoica, îl execută pe portarul Ionuț Pădurarul. Ce greșeală fac gălățenii! Și Informatica conduce cu 2-0 cu 4 minute și jumătate înainte de pauză. Ce greșeală au comis gălățenii, care iată sunt conduși cu 2-0. O a doua parte acestei reprize mult mai slabe. O degajare a lui Ionuț Pădurarul, care pune în pericol integritatea câtorva spectatori de la tribuna a doua. Le pun din margine bărățenii. Pinteco, 4 minute și 20 de secunde până la pauză. Savio, moral excelent pentru echipa lui Robert Lupu, care rămâne în continuare la conducerea acestei partide. Deco greșește, să vede dacă vor ști să profite. Oprește jocul Gabriel German, un fault comis asupra lui Lașcu, un fault comis de Dmitri Bondar. Și un cartonaș galben pe care îl vede ucraineanul, contestat de banca bănățenilor. Acest cartonaș galben pe care Gabriel German îl arată numărului 14, Dmitri Bondar. Primul cartonaș galben luat de ucrainean în futsalul românesc, moment așadar important pentru el. Lașcu, față-față cu Mimi Stoica, greu de păcălit Mimi Stoica, la experiența sa excepțional, se apără și recuperează. Deco, foarte bine acolo cu joc. Mingea s-ar fi dus pe Deco, de la Mimi Stoica, Cireș este și el din nou în joc. Lașcu, Burdujel, capitanul Cojoc și Cireș, acestea sunt cei patru oameni de câmp pentru formația lui Florin Ignat. Lașcu se apără foarte bine Timișoara, o minge respinsă de Mimi Stoica, cel care îi lasă locul în teren numărului 20, Denis Ovsianikov. Încă 3 minute și jumătate. Burdujel, Cojoc, din nou Burdujel, care cu el această minge pasează pentru Cireș, se apropie tot mai mult de poarta lui Vlad Iancu. Galațiul, un șut al lui Lașcu, un șut centrare și Cireș era prin preajmă. A văzut ceva acolo Ovidiu Curta, arbitrul 2 al acestei supercupe, un duel între Deco și Cireș. Cei doi s-au ținut, s-au șicanat, nimic însă grav. Burdujel va fi cel care va repune din margine pentru CS United Galați. Minge pentru Lașcu din prima, foarte mult efect exterior. Minge ușoară pentru Vlad Iancu, care se grăbește. Greșește serviciul pentru Savio. Cireș în dreapta, șut puternic al capitanului Viorel Cojoc, blochează însă foarte bine Dmitri Bondar. Par două achiziții extrem de reușite, extrem de inspirate, făcute de timișoreni. Cei doi jucători ucraineni. Viorel Cojoc repune din margine pentru United Galați, acum când au mai rămas 3 minute din această primă repriză. Șut, Cireș este acolo, Vlad Iancu bine protejat de Bondar, prinde această minge. A văzut bine Lașcu, n-a reușit să se păstreze mingea în poziția echipei sale. Pedro da Silva din nou în teren pentru bănățeni. Daniel Arauh, autorul primului gol. Ovsianikov, de asemenea Savio, aceștia sunt cei patru jucători ai Timișoarei. Vlad Iancu, mișcare foarte bună în teren pentru bănățeni. Trebuie să iasă Pădurarul și respinge foarte bine portarul gălățenilor, care a avut o prestație bună în această confruntare, în ciuda celor două goluri primite. Posesie pentru Informatica Timișoara.
Respinge Cojoc, Savio. Pedro da Silva, Pedrinho. Când este alintat, Vladiancu. Pasă lungă și iese Ionuț Păduraru, însă cel care lovește mingea este Daniel Araujo. Cireș. Burdujel, iată-l cu numărul 6 în echipa gălățeană pe Nunio Vieira, Coco Lașcu. Nu se regăsesc gălățenii. Un scurt circuit după primirea primului gol. Singurul lucru pozitiv din jocul celor de la CS United Galați este acela că au rămas la 5 faulturi și mai sunt 2 minute până la pauză. Intervenție bună a lui Lașcu în fața lui Savio. Savio mutat în partea stângă. Foarte, foarte greu de ținut Savio. Le pun bănățenii. Savio pentru Daniel Araujo. Pedro da Silva. Vladiancu. Trebuie să se grăbească. Lașcu. Mare om în stânga acolo așteptat. De-abia acum vine Burdujel. Lașcu. Lașcu șutează la colțul lung, însă nicio problemă pentru veteranul Vladiancu. Excelentă pasă pentru Ovsianikov din unghi. Ucraineanul șutează pe lângă poarta lui Ionuț Păduraru. Din nou posesie, din nou atac pentru gălățeni. Lașcu a primit de la Coco. Burdujel, Lașcu, Nunio Coco. Lașcu, nu este nimic neregulamentar. Ovsianikov și ratează. Incredibil. Nu poate fi acuzat că nu i-a pasat lui Daniel Araujo. Ovsianikov putea finaliza, nu a făcut-o însă, încearcă să-i surprindă acum gălățenii, șut în blocaj, greu, greu de pătruns. Foarte bine protejat Vlad Iancu de defensiva sa, Lașcu din nou. Am intrat în ultimul minut al acestei prime reprize, o combinație între Burdujel și Lașcu eșuată și va fi repunere din margine pentru Informatica Timișoara, care conduce cu 2-0 în această supercupă. Reamintesc autorii golurilor, Daniel Araujo și Mimi Stoica pentru echipa lui Robert Lupu, care arată foarte bine. Deco trimite direct în afara terenului de joc, se grăbesc gălățenii, nu mai au mult timp la dispoziție, deși în futsal știm că o secundă, doar o secundă, poate conta enorm. Povesteam înainte acestei partide, în momentul în care ne pregăteam să dăm startul Supercupei, gazdele de la Sighișoara s-au pregătit exemplar pentru această partidă, pentru acest eveniment. A fost un moment artistic înainte de partidă, va fi și în pauză, se vede pe gălățeni, mai au la dispoziție 35 de secunde. Burdujel. Oh, excelent, driblează. Burdujel pasă. Nu se dă nimic, a fost o intervenție a lui Savio la Burdujel, gălățenii au cerut lovitură liberă. Duel inegal până la urmă, Savio aproape la jumătatea greutății lui Burdujel, glumesc firește. Rafael de Souza între doi jucători, repun din margine bănățenii. 18 secunde până la finalul primei reprize. Savio în tușă, este deposedat, atenție la această fază, pot relansa partida gălățenii, Lașcu, i-a venit mingea pe piciorul stâng. Excelent, a blocat acolo Dimitri Bondar, parcă joacă de o viață Bondar și Ovsianikov, ce înseamnă experiență. 7 secunde. Burdujel, au nevoie de un gol, cade aer gălățenii până la pauză. Lașcu prinde șut și deviere fericită! Deviere fericită! Nunio Vieira Coco cu 5 secunde și jumătate înainte de finalul primei reprize. Timișorenii reclamă un hands, sincer mie nu mi s-a părut. Bănățenii reproșează lui Ovidiu Curta, cel care ar fi putut să vadă ceva dacă ar fi fost la această fază. Greu, greu de dat un verdict în acest moment, la această fază. Cu siguranță vom avea o reluare și atunci ne vom edifica.
Cert este că arbitru a validat golul. A fost o fază extrem de rapidă. Și iată, exact ceea ce spuneam, Gălățenii au nevoie de un gol ca de aer. Nu este un gol care să... Iată-i pe Bănățeni, încă două secunde. Și Gălățenii reușesc să relanseze această supercupă. 2-1 diferență de un gol pentru formația pregătită de Robert Lupu, care a avut o primă repriză foarte bună. Mimi Stoica nu se înțelege cu cei doi coechipieri din acea zonă, Bondar și Savio Valadare, și este final de primă repriză, o primă repriză bună aici la Sighișoara în Supercupa României 2018. 2-1 așadar pentru echipa lui Robert Lupu. Reamintesc că au marcat Daniela Rauhu și Mimi Stoica pentru Timișoara, Nunio Vieira, Coco pentru Gălățeni. Ne întoarcem cu repriza secundă.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, din nou suntem în direct cu Sala Sporturilor Radu Voina din Sighișoara la Supercupa României 2018, întâlnirea dintre Informatica Timișoara și CSU United Galați 2-1 după primele 20 de minute de joc, o primă repriză bună, mai ales a Timișoarei, care a condus cu 2-0. Galațiul a reușit să reducă din diferență în ultimele 6 secunde, un gol care a readus optimismul în tabăra echipei pregătite de Florin Ignat, care atacă în aceste momente. Iată-l pe Burdujel, pasă pentru Andrei Crăciun, Burdujel lași cu Andrei Crăciun, se află în această linie pe teren, Savio blochează foarte bine, Andrei Crăciun cade, intervenția arbitrului Ovidiu Curta, cel care a fost asaltat de Bănățeni în finalul primei reprize, pentru că golul reușit de CSU United Galați a venit în urma unui șut deviat de Nuno Vieira Coco cu mâna. A fost însă o fază extrem de rapidă și extrem de greu de judecat. Spuneam, Bănățeni au deschis scorul prin Daniel Araujo, au majorat apoi la 2-0 prin reușita lui Mimi Stoica. Mimi Stoica, unul dintre jucătorii veniți la Timișoara în această vară, alături de Liviu Rupsandari de la Iași. Mimi Stoica a venit de la Auto Bergamo Deva și, de asemenea, spuneam, cei doi jucători ucraineni din linia întâi, iată-l pe Bondar, unul dintre ei, și Ovsianikov, cel de-al doilea. Doi jucători care au avut o primă repriză bună. Vorbim de doi jucători care au sosit la Timișoara în această săptămână. Atacă din nou Galațiul, excelent, aici Nuno Coco. Ocazie mare pentru Gălățeni de a egala. Foarte, foarte bine s-a descurcat Nuno Coco, autorul golului gălățean din finalul primei reprize. A respins însă veteranul Vlad Iancu. Trebuie să spunem că și Ionuț Pădurar a făcut o primă repriză foarte bună, nu i se pot reproșa cele două goluri primite. Șutul lui Lașcu scoate Vlad Iancu, din nou Lașcu, recuperează Lașcu, excelent început de repriza a doua pentru Gălățeni. Lașcu se luptă acolo cu Bondar și va fi minge pentru Timișoara. Aminteam și în prima repriză, foarte multă lume bună la această supercupă de aici, de la Sighișoara. Președintele Federației Române de Fotbal, domnul Răzvan Burleanu, de asemenea Mihai Stoichiță, sunt prezenți și oameni de aici, de Sighișoara, în frunte cu primarul orașului Sighișoara, mulți oameni de futsal. I-am amintit pe Cosmin German, antrenorul de la Imperial Vedmir Cureaciuc, Zoltan Iacab, cel mai titrat antrenor din futsalul românesc, antrenorul de la Odorheu Secuiesc. Urmărim acum pe Burdujel, blochează însă foarte bine Denis Ovsianikov. Burdujel pentru Andrei Crăciun, care se luptă acolo, Savio acum pasează, Ovsianikov capă singur cu pădurarul, Ovsianikov, și este bară! Incredibilă ratare și în finalul primei repize Ovsianikov a scăpat singur cu portarul celor de la United Galați, a ratat însă, a trimis pe lângă poartă, de această dată și-a mai reglat tirul, bara însă s-a opus, Bondar, Ovsianikov. Andrei Mogoira Deco, cel care poartă din acest sezon banderola de capitan de echipă la Informatica Timișoara. Savio, foarte, foarte tehnic, Savio, excelent, iese pădurarul, blochează pe Ovsianikov. Banca de rezervă a Gălățenilor este în picioare. În posesie însă, în continuare, echipa pregătită de Robert Lupu. Deco. O minge pentru Savio, pasă pentru Ovsiani, pentru Bondar, din nou Savio blocat, excelent de Coco. Rămân în posesie Bănățenii. 11 finale de cupă și 7 supercupe arbitrate de Gabriel German, cel care spuneam va arbitra astăzi ultimul meci cu miză, cu un trofeu pe masă din cariera sa. El se va retrage în luna decembrie, la sfârșitul acestui an, așadar. A mai primit 2 ani de rogare după ce a încheiat, să spunem, afacerile cu ecusonul FIFA pe care l-a purtat ani de zile. Gabriel German, unul dintre cei mai vechi arbitri, poate cel mai vechi arbitru din futsal românesc. Probleme pentru unul dintre jucătorii formației gălățene, așadar jocul este întrerupt.
povesteam mai devreme despre plecările din această vară de la Informatica Timișoara. După 2 ani petrecuți la Informatica, capitanul Miloș Simici a plecat în Ungaria la Svetelski Haladaș, Ștefan Rachici a plecat la MNK Moștar, echipă care va juca în preliminarele UEFA Champions League, este campioana Bosniei. Felipe Oliveira a plecat și el, au venit însă cei doi despre care am amintit, ucrainenii Denis Ovsianikov de la Progres Glazov din Rusia și Dimitru Bondar de la Ktobe Futsal din Kazakhstan, Lili Stoica de la Deva, de asemenea Pedro Henrique, tot de la Deva, și Hruk Sandari de la Iași. Iată pe Gălățeni, spuneam, un început bun de repriză secundă, este lovitor de colț pentru CS United Galați. Va executa autorul golului din finalul primei reprize, Nuniu Vieira Coco, pentru echipa pregătită de Florin Ignat. Mulți ani CS United de Galați a fost pregătită de atenție, Davida Sande, este un fault, un prim fault comis în această repriză de Gălățeni prin capitanul și antrenorul secund Viorel Cojoc. Spuneam, Davida Sande a fost foarte multă vreme antrenorul acestei echipe, mulți dintre jucătorii prezenți în acest moment în lotul celor de la CS United au fost descoperiți de el. Bună intervenția lui Coco, atenție la această contră a Gălățenilor cu șutul pe lângă poartă a lui Rafael de Souza. Davida Sandei, cel care este acum selecționer al Național de Futsal Feminin a României, o națională feminină care și-a făcut debutul în această vară printr-o dublă la Chișinău. Iată o împingere a lui Andrei Crăciun, putea să evite acest fault Andrei Crăciun, poate și păcălit de Daniela Rauho, care s-a interpus foarte bine între adversar și minge. Al doilea fault comis de Gălățeni în această repriză secundă pe care au început-o în trombă. Iată însă că ei au fost sancționați în două rânduri și este un moment extrem de important. O fază fixă periculoasă pentru poarta lui Ionuț Păduraru. Aminteam mai devreme despre faptul că Naționala Feminină de Futsal a debutat în această vară cu o dublă la Chișinău, un rezultat de egalitate și o victorie în cea de-a doua partidă. Așadar, iată, Naționala Feminină de Futsal a bifat primul succes din istorie, o națională care va juca în preliminare pentru campionatul european de anul viitor, primul din istorie. Deco. Este o minge deviată de zidul Gălățenilor. Rămân în posesie Bănățenii. Va fi lovitură de colț. Același Deco va executa. Blochează Andrei Crăciun. Pasă pentru Savio. Savio șutează departe, însă de poarta lui Ionuț Păduraru. A fost căutat cu această pasă Andrei Crăciun de către Rafael de Souza. Intervenit foarte bine Deco. Coco pentru capitanul Viorel Cojoc. Andrei Crăciun a avut jumătate de culoare acolo. Acesta a fost și motivul pentru care a fost blocat. Spuneam și în finalul primei reprize, se vede că cele două formații sunt la început de sezon, sunt la final de perioadă de pregătiri. Relațiile de joc însă încă nu sunt dezvoltate. Iată-l pe veteranul Vlad Iancu, complicându-se un pic. Minge pentru Informatica Timișoara. Savio pasă pentru Mimi Stoica. Mimi Stoica șutează pe lângă poartă. Mingea l-a atins însă pe unul dintre jucătorii gălățeni și vom asista la lovitură de la colț, de care vor beneficia băieții lui Robert Lupu, foarte agitat, antrenorul, jucător al Timișoarei la marginea terenului. Iată, o minge primită aici de Da Silva. Daniela Rauho, Savio, scapă mingea de sub control. O greșeală a brazilianului, a internaționalului român, trebuie să spunem. El și Felipe Oliveira au primit cetățenii anul trecut. Paulo Ferreira, portughezul, însă este primul care a primit cetățenie română și a evoluat și evoluează în continuare pentru echipa națională a României. O echipă care a fost prezentă și în acest an la turneul final al campionatului european, la Euro 2018, turneul final găzduit de Slovenia la începutul acestui an. N-am reușit să trecem de grupe, obiectivul principal al echipei noastre, dar faptul că am fost prezenți după o pauză de 2 ani
național a lipsit în 2016 din Serbia, contează mult pentru futsalul românesc. Presiune mare acolo pe Coco. Rămân în posesie gălățeni, însă iată acest pressing îi obligă să înceapă de la zero construcția unei noi acțiuni ofensive. Am pomenit despre programul primei etape din Liga 1, atunci când jocul ne va permite, am să citesc și programul primei etape din Liga 2. Andrei Crăciun calcă pe minge, recuperează bănățenii. Daniel Araujo. Dimitri Bondar. Bondar. Araujo încearcă să treacă și reușește. De Rafael de Souza, încă un fault, al treilea și cartonaș galben pentru jucătorul cu numărul 22 din echipa gălățeană. Etapa întâi din Liga 2, Remetea Fălticeni, Fortius Buzău, Inter Gheorgheni, Futsal Ceahlăul, Piatra Neamț, CSM Târgu Mureș și Protinele Sighișoara, Case Târgu Secuiesc, United 2 Galastă în această primă etapă de Liga 2. Și avem time-out solicitat de Robert Lupu. Așadar, moment de respiro în această repriză secundă, din care au trecut aproape 5 minute. Suntem în minutul 5 al acestei reprize secunde a Supercupei de la Sighișoara, dintre Informatica și CS United Galați, în continuare 2-1 pentru Bănățeni. Reamintesc autorii celor 3 goluri, Daniel Araujo, Mimi Stoica, respectiv Nunio Coco, în finalul primei reprize. Aminteam mai devreme și despre cele două rezultate registrate de naționala noastră la Chișinău. Primele meciuri din istoria naționale feminine de futsal, un 5-5 în prima confruntare. Tot ca noutăți, trebuie să spunem că la Deva, la Auto Bergamo Deva, a sosit spaniolul Luis Fonseca Sileros, un antrenor cu mare experiență și un antrenor cu un CV absolut impresionant. În vârstă de 53 de ani, el și-a început cariera de antrenor în 1986 la Club Inter Madrid Femenino. A urmat printre altele Corazonistas, Coslada, Torreón, Carnicer. De asemenea, a fost selecționer al cuvântului național, care a câștigat Cupa Golfului. Ultima oară a pregătit formația al Yarmouk din Kuwait. Așadar, schimbare de antrenor și la Deva. Deva care începuse, să spunem, sezonul cu antrenorul principal Cosmin German, cel care a câștigat Cupa Cetății de la Deva acum 2 săptămâni, însă între timp s-au despărțit cele două părți. Să vedem pe Savio, șut și minge respinsă de portarul Ionuț Păduraru. N-a fost un șut puternic, însă un șut sus, în stânga lui Păduraru. Reacție bună a portarului gălățean, din nou Bondar, șutează. O spun din nou, foarte interesante aceste șuturi și sunt recomandate, pentru că, dincolo de forța cu care sunt expediate și pun probleme reale portarului advers, vin și devierile aproape inerente. Neatent aici Constantin Burdujel, la fel de adevărat este și faptul că Pădurarul n-a avut o repunere foarte, foarte corectă. Atacă în aceste momente, iată Timișoara cu șutul blocat de oameni lui Florin Ignaț, șutul ia aparținul lui Savio, care repune. Deco, Bondar, din nou Bondar, caută culoar, șutează pe lângă poartă. Găsesc drumul spre poartă cei de la Timișoara, chiar dacă nu nimeresc cadrul porții. Lașcu primește de la portarul Ionuț Păduraru o trecere, Bondar faultează. N-a fost un fault dur, dar un fault de jucător experimentat. Revin la informația de mai devreme cu cele două rezultate ale naționalei feminine, 5-5, apoi victorii în fața
Naționale Moldovei la Chișinău, dar îl vedem pe Deco, o combinație frumoasă și sunt probleme la poarta lui Păduraru, care scapă însă cu bine, balonul a ieșit în afara suprafeței de joc. La 2 a fost scorul în cea de-a doua partidă dintre România și Moldova la nivel de echipe feminine. Avem și Naționala de Juniori, tot feminină. Naționala de Juniori care va participa la preliminarele jocurilor un fel de olimpiadă care va fi găzduită de Argentina. Să vedem combinația. Ovsianikov pierde des cu control această minge. 13 minute și 54 de secunde au mai rămas din această partidă. Bondar, Ovsianikov iese, intră Mimi Stoica, Savio. Deco se mai află pe teren în echipa Timișoarei. Bondar, Mimi Stoica. Bondar din nou șutează. Excelentă intervenția lui Burdujel, rămâne în posesie, este portarul, poarta este goală, recuperează însă foarte bine gălățenii. Savio este acuzat că l-ar fi faultat pe Coco. Rapiditatea fazii însă lasă loc de interpretări. Atacă Timișoara, Mimi Stoica recunoaște gol! Gol marcat de Timișoara pe Mimi Stoica, un șut violent cu șpițul în stânga, sus, porția aproape de Păduraru. Iată la capătul unor atacuri prelungite la poarta lui Ionuț Păduraru. Informatica Timișoara reușește să refacă diferența de două goluri. Iată șpițul lui Mimi Stoica în stânga porții lui Ionuț Păduraru, sus. Foarte, foarte greu de aparatul asemenea șut. N-au știut să profite de începutul bun de repriză secundă gălățenii. Se văd iarăși conduși la două goluri diferență. A intrat pe teren și Ovidiu Tudose. Și el, jucător cu experiență, jucător vechi la United. Ovidiu Tudose, cel care a jucat și fotbal pe teren mare, dorit la un moment dat de Oțelul Galați, are o poveste interesantă și el. Nu a ajuns la Oțelul pentru că a lipsit în acea perioadă de la școală. Veniseră să-l ia la echipa mare pe Tudose, însă acesta a lipsit și iată, a continuat cu futsalul. Cireș descoperit, spuneam, la o cupa liceelor. Din nou un pressing, din nou agresiv gălățenii, le cere asta Florin Ignat. Au însă deja 3 faulturi comise și mai sunt 13 minute aproape din această partidă. Iese foarte bine Ionuț Păduraru, riscant, dar bine, și este un fault acum comis de Pedro da Silva asupra lui Andrei Crăciun. Al doilea fault al bănățenilor. Tudose pentru Cireș. Andrei Crăciun, este fault comis de Petru da Silva, al doilea în decurs de doar 15 secunde, 3-3 la faulturi. Excelent această acțiune solitară a lui Andrei Crăciun, riscantă, dar în cele din urmă Andrei Crăciun iată smulge această lovitură liberă și un fault celor de la Informatica Timișoara. Cu joc, are un șut bun. Cojoc trimite în care n-a fost un șut pe poartă, ci mai degrabă un șut spre poartă pentru o deviere a lui Andrei Crăciun. Păduraru, Cojoc, Cireș, nu trece de Mimi Stoica. Cojoc șutează puternic în adversarul din fața sa, este vorba despre Ilaș. Valentin Ilaș așadar și el pe teren. Cireș, ce presii fac bănățenii. Tudose, Cireș, cu joc, circulație bună a balonului. Andrei Crăciun dă și pleacă, din nou Crăciun, ține de minge.
Crăciun calcă pe minge, intervine arbitrul Ovidiu Curta. Cred că sancționează ceva petrecut un picuț mai devreme. A fost ușor scos de pe traiectorie de carul Gălățienilor. Lovitură liberă bătută rapid. Tudose. Își prelungește prea mult mingea și pierd posesia Gălățenii. Calmează jocul Deco, cel care este capitan, o spun din nou, din acest sezon pentru Informatica Timișoara. Ambii antrenori, jucătorii celor două formații, recunoșteau că un trofeu la început de sezon este extrem de important. În primul rând pentru moralul cu care cele două formații pot aborda sezonul 2018-2019. Foarte bine aici Cireș pune presiune pe Petru da Silva, îl obligă pe pătrarul Bănățenilor să scape mingea în afara terenului de joc. Repun din margine cei de la CSU United Galați, spune Andrei Crăciun, cu joc. Pasă pentru Cireș, recuperează Ovsianiecov. Ilaș, Petru da Silva, blocat de Tudose, Petru da Silva este cel care trimite în afara terenului de joc. O repunere din apropierea trofeului care va fi decernat câștigătoare Supercupei din acest an. Tudose pierde în fața lui da Silva. Mai departe scoate cu piciorul la această execuție a lui Daniel Araujo Ionuț Păduraru. Pregătesc o nouă schemă Bănățenii. Foarte importante fazele fixe, repunere din margine, orice de la colț, și-a îndepărtat prea mult mingea, pătrarul Bănățenilor, iar acum o intervenție a lui Ilaș asupra lui Constantin Burdujel. Ilaș fuge la margine, va fi înlocuit. Revin Bondar și Savio pe teren, alături de Ovsianiecov și de Daniel Araujo. 11 minute și 8 secunde rămase din această partidă. Timișoara conduce cu 3-1 CS United Galați. Două goluri Mimi Stoica, unul Daniel Araujo. Coco a punctat pentru Gălățeni. Nu s-a dat nimic la acea intervenție. Este minge pentru Timișoara. Savio. Intervenție ceva mai tare acolo a lui Adrian Lașcu asupra lui Daniel Araujo. Iată în imagine pe Adrian Lașcu, jucătorul din Republica Moldova, Naționala Moldovei, un adversar tradițional pentru Naționala României, pregătit de Robert Rupu. Le pune din margine pentru Timișoara, Savio. Din nou Savio. O neînțelegere între Savio și Daniel Araujo și minge pentru Gălățeni. Burdujel. A reintrat Kailon Borges. Coco. Nu se înțeleg cei doi. În stânga era Lașcu, în dreapta Kailon Borges. Serviciul lui Nunio Coco, unul defectuos. Vlad Iancu. Ionuț Păduraru ține mingea în joc, pierdusă posesia jucătorii gălățeni. Bondar, Savio, preluare și încercare, stilul său caracteristic de a pleca spre poarta adversă, se descurcă gălățenii. Arată startul Lașcu, pasa n-a fost chiar atât de rea a lui Ionuț Păduraru. 4-4, raportul faulturilor. N-am avut în prima repriză lovitură de la 10 metri, deși gălățenii au fost la un fault de a fi sancționați. Bărțenii ar fi putut beneficia de această lovitură de la 10 metri. Nu una decisivă, de foarte multe ori se ratează. Va fi repunere din margine acum pentru CSU United Galați, vicecampioana României în ultimii 2 ani. Burdujel, Lașcu. Foarte bine blocat Lașcu până acum. Șut, însă mingea iese în afara suprafeței de joc. Semnalizare a lui Ovidiu Curta.
Savio pentru Bondar. Recepția balonului impecabilă pentru internaționalul ucrainean. La fel de bună și intervenția lui Nuno Coco. O combinație între cei doi ucraineni, Bondar și Ovsianikov. Atenție la Andrei Crăciun. Savio îl talonează fără fault, îl deposedează pe decarul gălățenu Savio și intrarea lui Lașcu de cartonaș galben. Da, o intrare prin alunecare periculoasă. Savio se alege mai degrabă cu o sperietură. Al cincilea fault, este anunțat acest amănunt de arbitrul Ovidiu Curta. Și mai sunt 9 minute și 55 de secunde din această repriză secundă. Nu vor scăpa probabil nepenalizați gălățenii. 3-1 în continuare scorul în această supercupă de aici, de la Sighișoara, pentru campioana Informatica Timișoara. Cald și la Sighișoara, ca în marea majoritate a teritoriului României. Cald și în sala Radu Voinea, de aici, din frumosul oraș medieval Sighișoara. Greșește Savio, Andrei Crăciun pasă și iată gol! Gol marcat impecabil de Nuno Coco. 3-2 Informatica CSE United Galați. Se ține scaia echipa lui Florin Ignat de Informatica Timișoara. Iată-l pe Savio greșind impardonabil, pierzând o minge pe care Andrei Crăciun i-a trimis-o exemplarului Nuno Coco și șesarul celor de la CSE United Galați reușește să marcheze. L-a executat pe Vlad Iancu cu un șut fabulos. Revedem această fază cu mingea furată de Andrei Crăciun lui Savio. Pasă excelentă și din 7 metri fără preluare. Iată șutul impecabil al lui Nuno Coco, dublă pentru șesarul celor de la CSE United Galați. Încă o dată greșeală mare a lui Savio. Repet, suprafața este destul de moale, nu este parchet. Asta aduce lentoare în joc, însă îi, să spunem, îi ajută pe sportivi în astfel de momente, atunci când se prăbușesc pe suprafața de joc. Îi protejează oarecum. Andrei Crăciun își va relua locul în echipă cât de curând. Cu siguranță a intrat cu numărul 14 Daniel Petică. Este prima apariție în această supercupă pentru Petică. Da, lovit la față. Andrei Crăciun are nevoie de îngrijiri medicale în afara în afara sălii. Să sperăm că nu va fi nimic grav. Încep din nou de la centru bănățenii Mimi Stoica și Savio. De asemenea, Ovsianikov și Bondar sunt pe teren. Din nou pressing pentru gălățeni. Vlad Iancu se complică și o minge trimisă în afara suprafeței de joc. Lașcu pentru Burdujel, cei doi moldoveni. Coco. Combinație frumoasă cu Petică, blocat însă excelent de Denis Ovsianikov. Bondar, Ovsianikov, probabil l-a văzut pe pădurarul ieșit din poartă, n-a reușit să-l surprindă însă pe portarul gălățenilor. Foarte aproape Petică de a recepționa acest balon. La fel și Nuno Coco. Rămân în posesie însă bănățenii. 9 minute 16 secunde până la final. Timișoara, avantaj de doar un gol în această supercupă 2018 de aici, de la Sighișoara. Ovsianikov, Mimi Stoica, Bondar, Savio cere mingea și o primește. Savio trece, iese pădurarul impecabil. Andrei Dinicuță de la echipa sub 19 ani a Galațiului este rezerva lui Ionuț Păduraru. Lincoln da Silva, spuneam, titularul din ultimii ani ai celor de la United, este accidentat, a fost supus unei intervenții chirurgicale de menisc. El va reveni cam
Într-o lună și jumătate, două luni contra atacul gălățenilor. Foarte bine recuperează Savio. Îl ajută aici bine, bine de tot Deco, capitanul Timișoarei. Deco, Mistoica. Savio, Ovsianiacov. Mistoica, Ovsianiacov. Nu mai este pe teren, Bondar, celălalt ucrainean. Este în acest 5 al Timișoarei. Schimbare și la echipa gălățeană. A revenit capitanul Viorel Cojoc. Cojoc, Lașcu, Burdujel și Petică sunt cei patru jucători de câmp. A revenit Andrei Crăciunu. Ce greșeală face capitanul Galațiului. Iată un cadou. Un cadou pe care Savio refuză. Un cadou pe care Savio îl refuză, un cadou făcut de gălățeni. Scorul rămâne în continuare 3-2, este ce fază fierbinte la poarta lui Ionuț Păduraru, acum cu 8 minute și 16 secunde înainte de final. Savio a repus, a respins defensiva gălățeană, rămân în posesie cei de la Informatica. Ce greșeală a făcut acolo capitanul Viorel Cojoc. Apoi o neînțelegere, șut puternic, s-ar fi dus pe poartă, excelent blochează Burdujel, șutul expediat de noarul Daniel Araujo. Lașcu încearcă să plece pe contraatac, Lașcu de la distanță, pasă cel căuta pe Daniel Petică, respinge, bine Daniel Araujo. Este Savio, intră Denis Ovsianicov. A încercat o rupere de ritm acolo Viorel Cojoc, o trecere derutantă în mare viteză pe lângă un adversar, cu pasă cu tot, o neînțelegere între el și numărul 14 Daniel Petică. Ovsianicov, Deco, greșește Deco, Lașcu, revine însă decarul și capitanul Timișoarei Vladiancu. Ovsianicov întoarce la Deco. Mistoica lasă mingea pentru Daniel Araujo. Cojoc, sunt la doar un faul de a fi penalizați gălățenii cu lovitură de la 10 metri. Excelentă intervenția lui Petică în fața lui Mimistoica. Daniel Araujo, Deco, pasă pentru Ovsianicov, ucraineanul lasă mingea să cadă și greșește. Burdujel, Lașcu, Lașcu atacat de spate, un picuț neatent, rămâne totuși în posesie Burdujel, nu mai voi să dea mingea portarului. Jucătorii gălățeni l-au folosit deja în această fază pe Ionuț Păduraru. Ies cu mingea din propria jumătate Cojoc, însă o intervenție acrobatică foarte eficientă a lui Daniel Araujo, spectacol aici la Sighișoara. A revenit Nunio Coco, unul dintre cei mai buni jucători gălățeni în această supercupă, autorul celor două goluri pentru CSI United de Galați. Din nou întrerupt această partidă. De aici, de la sala sporturilor Radu Voina din Sighișoara, spectatorii pot merge în cetatea medievală a Sighișoarei, care este mai frumoasă de la an la an. Singura problemă, dar mare a Sighișoarei, este faptul că nu există o centură care să devieze traficul greu de centrul orașului. O minge care este atinsă de jucătorii bănățeni. Atenție, este Nunio Coco. Nunio Coco își face culoar, șutează în blocaj, foarte aproape de a recupera această minge Deco. Lașcu a primit de la Cojoc. Lașcu, Lașcu, blocat, excelent de Bondar. Iarăși momente bune pentru echipa pregătită de Florin Ignat. Mai sunt 6 minute și 48 de secunde. Un șut acum al lui Cojoc, care trece însă pe lângă poarta apărată de Vlad Iancu. Spuneam în prima repriză, dar haideți să vedem această acțiune cu Bondar. Șutează! Apără! Și o intervenție destul de tare a lui Ovsianicov asupra lui Lașcu, pentru care, iată, Timișoara este penalizată. Patru faulturi comise de bănățeni. Spuneam că cei de la Galați au avantajul unui turneu disputat în această vară. Este vorba despre
Cupa Dunării, Nicolae Raina, un turneu câștigat de formația pregătită de Florin Ignat. Ignat, care spunea, a fost un turneu util, primul meci împotriva formației ucrainene, epicentră, avangard, Odessa, a fost foarte bun, solicitant, suntem pe drumul cel bun, asta e clar, dar mai avem de lucru, spunea Florin Ignat. Încă un faul și este 5 la 5 în acest moment la faulturi. Cine greșește va fi penalizată. Iată-l pe Lașcu și ocazie mare. Lașcu urmărește mingea și este 3 la 3. Ce fază frumoasă construită de jucătorii lui Florin Ignat. Ratase în primă fază accidentatul Andrei Crăciun și este 3 la 3. Revedem această trecere impecabilă a lui Lașcu pe lângă Deco, capitanul Timișoarei. Îl servește pe Andrei Crăciun, acesta trimite în bară. Lașcu, extrem de atent, trimite în poartă și iată replica Timișoarei, care vine la doar câteva secunde. Ovsianikov marchează pentru 4 la 3. Ovsianikov marchează primul său gol în tricoul informaticii Timișoara. Denis Ovsianikov, venit de la Progres Glazov din Rusia, spunea Dmitro Bondar, de la Aktobe Futsal din Kazakhstan. Două achiziții importante, două achiziții extrem de inspirate, făcute de formația pregătită de Robert Lupu. 6 minute 6 secunde rămase din această partidă, 4 la 3, 7 goluri în această supercupă, spectacol total în această a doua repriză. Andrei Crăciun. Gălățenii s-au bucurat doar câteva secunde, bănățenii au început la mijlocul terenului, după golul egalizator marcat de Lașcu, și au reușit la prima acțiune să revină la conducere pe tabela de marcaj. Andrei Crăciun. Nunio Coco. În fața porții respinge veteranul Vladiancu, recuperează Ovsianikov, Savio. Savio n-a făcut un meci senzațional astăzi, rămâne însă un jucător de bază, cel mai tehnic jucător din campionatul nostru. Atacă și este ratarea numărului 9, Daniel Araujo, cel care a dat startul spectacolului aici la Sighișoara. Publicul sighișoran, iată, participă la spectacolul oferit de cele două formații. Savio este number one în acest moment, el a cules prin faza de mai devreme, să spunem, grosul aplauzelor acestui public care, iată, vede futsal de cea mai bună calitate. Supercupa 2018 de aici de la Sighișoara, dintre Informatica și CS United Galați, 4 la 3 și mai avem 5 minute. Rămâne în continuare deschis oricărui rezultat acest meci, așa cum prefațau cei doi antrenori, Robert Lupu la Informatica Timișoara și Florin Ignat, spuneam, doi jucători, colegi de generație, o generație de aur a futsalului din România. O minge respinsă către oficială de numărul 9, Daniel Araujo. Burdujel. Andrei Crăciun, Andrei Crăciun alunecă, din păcate, pentru echipa gălățeană. A fost într-un duel cu Valentin Ilaș, Ilaș l-a talonat foarte bine. Încă o dată, reamintesc, 5 la 5 la faulturi. O minge care îl găsește pe Pedro da Silva, intervenție la minge. S-a auzit fluierul lui Gabriel Herman, bănățenii au tresărit, au crezut că va fi faul, dar nici vorbă de așa ceva. Gailon Borges. Greșește, pressingul bănățenilor dă roade, o minge care ajunge, iată, la Vlad Iancu. Mimi Stoica, îl are în spate pe Burdujel, Mimi Stoica. Cailon Borges protejează în fața lui Ilaș și Cailon Borges are experiență. Ce meciuri vor fi în Liga 1 cu o super echipă a Devei, cu o super echipă a celor de la Miercurea Ciuc, cu aceste două super formații, CS United Galați și Informatica Timișoara. Atenție la această contră cu Savio, sunt 3 contra 2, Savio pentru Mimi Stoica, serviciu greșit al internaționalului român. Schimb de generații în această vară și la Deva, Mimi Stoica, Florin Matei, jucători de referință, Alpar Ciomo, au părăsit echipa din Deva. De asemenea, a plecat și Cristi Matei, fratele mai mic al lui Florin Matei. Acesta l-a urmat pe
Cosmin German la Miercurea Ciuc, Bogdan Kovac de asemenea, după ce a jucat la Galați, apoi la Deva în pregătire, acum este și el la Miercurea Ciuc și încă un timeout, un moment de respiro pentru cele două formații în acest final de meci. 3 minute și 48 de secunde au mai rămas din această supercupă. Se va la partida în doar câteva momente cu o repunere din margine pentru Gălățeni. Este acolo Nuni Okoko. O spun încă o dată, un meci foarte bun făcut de Coco. 4-3 pentru Timișoara, 5-5 la faulturi. Kailon Borges pentru Lașcu, așteaptă și primește cu joc. Din nou Lașcu. Au scos portarul jucătorii Gălățeni. Fly goalkeeper este Cireș, pivotul Gălățenilor. Riscant, om în plus în aceste momente. Savio aproape de o intercepție la această pasă a lui Lașcu către Nuni Okoko, în continuare fără portare echipa gălățeană. Kailon Borges, Nuni Okoko, Lașcu, Cojo, greșesc, se duce la schimbare, foarte, foarte greu Cireș, dar abia acum intră Ionuț Păduraru. Savio blocat excelent, Lașcu pătrunde, centrează în fața porții, Kailon Borges lovește violent de stâlpul din stânga porții apărate de Vlad Iancu. Dacă era un jucător mai înalt, cu siguranță Borges ar fi reușit să reia această minge în plasă. Pe marginea terenului Octavian Cireș, pivotul Gălățenilor se pregătește să intre în momentul în care vor avea posesie și vor putea trimite fly goalkeeper. O minge trimisă de Nuni Okoko, total aiurea. 3 minute și 7 secunde până la final, 4-3 pentru Informatica Timișoara, la faulturi 5-5. Repune Savio. Pentru Deco. Bondar. Ovsianikov. Asta este cel mai important pentru Timișoara, să țină mingea, nici nu trebuie să pună în pericol poarta lui Ionuț Păduraru, ci să țină de minge pentru ca timpul să treacă în favoarea lor. Au 4-3 și pot câștiga primul trofeu din acest sezon. Este extrem de important, extrem de important să începi sezonul cu un trofeu. Supercupa îți oferă această șansă uriașă. Savio iese Păduraru, care are o intervenție foarte, foarte bună. Sânge rece pentru Ionuț Păduraru. 2 minute și jumătate, iată cât de mult timp a trecut de când Timișoara se află în posesie acestei mingi. Jocul continuă, ar trebui să pună presiune. Vlad Iancu trebuie să repună și o face. Intervenția lui Nuni Okoko, mai departe Kailon Borges, se culcă acolo Deco, Kailon Borges și este minge pentru Bănățeni, excepțional Deco. Din nou joc întrerupt, au de toate jucătorii celor două formații atunci când solicită ștergerea suprafeței de joc. Cald, ei sunt transpirați, la fiecare cădere suprafața de joc devine umedă și pune în pericol jocul în sine, nu doar integritatea jucătorilor. 2 minute 14 secunde până la finalul acestei supercupe. Informatica Timișoara, CS United Galați, 4-3, un meci foarte, foarte bun. Intervenție bună în fața lui Bondar pentru Ionuț Păduraru. Deco va fi cel care va repune, nu se grăbește însă. Repet, joc efectiv, timp efectiv de joc. Nu se poate trage de timp la futsal.
echipa mai experimentată, echipa mai deșteaptă poate ține de mici, așa cum face Timișoara de mai bine de un minut și jumătate. Savio pierd posesia, Cojoc repune. N-au mai avut timp să scoată portarul Gălățenii, incredibil. De-abia acum revine Cireș, aproape de o accidentare. Ionuț Pădurariu este udă suprafața sălii în dreptul băncii de rezerve. Recuperează Andrei Crăciun, minge pentru Lașcu, iar acum Cojoc, orice greșeală a Gălățenilor poate duce la finalul acestei partide. Și iată, este minge pentru Gălățeni, lovitură de la colț pentru formația pregătită de Florin Ignat, din ce în ce mai puțin timp la dispoziție pentru Gălățeni de a egala. Lașcu. În caz de egalitate nu avem prelungiri la această supercupă, vor fi direct lovituri de departajare. Lașcu. Lașcu șutează la distanță, pe lângă poarta lui Vlad Iancu, se duce la schimbare Cireș, reintră Ionuț Pădurariu. Savio. Savio trece legat acolo de Cojoc. Savio și intervenția lui Lașcu impecabilă, de manual. Lașcu este un gest mai puțin sportiv, însă se lasă jocul liber. Repun din margine acum la acest șut al lui Andrei Crăciun. Gălățenii, crește tensiunea pe acest final de partidă. A revenit Cireș în locul portarului Ionuț Pădurariu, 1 minut și 2 secunde până la final. Atenție, greșește și Savio trimite către poarta goală. Bară! Meciul putea fi încheiat de această reluare a lui Savio din prima, dincolo de jumătatea terenului. Excepțional final de partidă, Supercupa României de la Sighișoara 2018, 4-3 Timișoara Galați. Pasă pentru Cireș, minge scoasă la Lașcu. 36 de secunde, Cireș din nou, Lașcu, Cojoc cere mingea și o primește, șut în blocajul lui Ovsianikov. Jumătate de minut, riscă totul de câteva zeci de secunde bune CS United Galați în căutarea egalării. Foarte aproape de primul trofeu, Timișoara ar fi păstrarea Supercupei, câștigată la Lugoj acum un an în fața celor de la Autoberga Modeva. Cireș pasă pentru Cojoc, atenție, Andrei Crăciun are cu cine combina, pasă aiurea, mai sunt 15 secunde și este posesie pentru Timișoara. Foarte, foarte bine s-a apărat echipa lui Robert Rupu, care nu a jucat nici măcar o secundă în această Supercupă. A preferat să rămână pe bancă, asta înseamnă să ai un lot numeros, pentru că asta nu se întâmpla sezonul trecut, când erau obligați să joace 5 secunde, ultima fază de atac la poarta timișorenilor și este final de partidă. Informatica Timișoara învinge aici la Sighișoara, în Supercupa României, pe CS United Galați. Campioana României și deținătoarea cupei își păstrează, iată, și Supercupa, spuneam acum câteva secunde, Supercupa câștigată la Lugoj acum un an. Așadar, Informatica, iată, cu trei noutăți, reușește să se impună în acest prim meci oficial al noului sezon. Reamintesc autorii celor 7 goluri, Daniel Araujo, Mimi Stoica, de 2 ori, Ovsianikov pentru formația pregătită de Robert Lupu, de cealaltă parte Coco, de 2 ori, Unio Coco și Lașcu, au fost 3-3 la un moment dat, însă victorie pentru echipa timișoreană. Va urma festivitatea de premiere pentru această supercupă. A fost un spectacol total întâlnirea de aici, de la Sighișoara, de la Sala Sporturilor Radu Voina. Aplauze pentru formația care a pierdut în această supercupă, aplauze și pentru formația învingătoare. Timișoara, iată, la al patrulea trofeu consecutiv. Două supercupe ocupă și un titlu de campioană cu toate schimbările din această vară. Iată, Informatica Timișoara arată că își continuă jocul la nivel înalt, cu Robert Lupu doar antrenor. Vom revedea imediat toate golurile acestei supercupe, toate golurile acestei super partide dintre Informatica Timișoara și CS United Galați. Iată golurile marcate în această supercupă, reamintesc în ordine, de Daniel Araujo, a fost 1-0 pentru formația bănățeană.
Aici este faza în care Mimi Stoica ducea scorul la 2-0. Și finalul primei reprize, care aduce golul lui Nunio Coco, un șut al lui Lașcu și devierea, să spunem, involuntară a lui Nunio Coco, nu mai contează. Așa s-a intrat la pauză, 2-1. Timișoara a marcat primul gol și în repriza secundă, tot prin Mimi Stoica. Revedem acest șut impecabil și de neoprit. Scorul devenea 3-1. Reacția gălățenilor vine și ea prin același Nunio Coco. Iată o greșeală aici a lui Savio. O minge recuperată excepțional de numărul 10 din formația gălățeană, Andrei Crăciun. Iată reușita lui Nunio Coco. Aici este pătrunderea lui Lașcu pe lângă Deco, capitanul Timișoarei. Pasă pentru Andrei Crăciun, acesta trimite în bară Lașcu, însă pe fază împinge mingea, o reia în plasa porții veteranului Vlad Iancu. Însă imediat după ce au repus mingea de la centru, bănățenii reușesc să marcheze din nou prin Ovsianikov, unul dintre jucătorii veniți în această iarnă. Thank you.